Bună Cristina și bună Gabriela! Bună ziua la toată lumea! Astăzi lucrăm cu și pentru Gabriela. Încercăm să o cohimnoză. Încep inducția. De fapt, întâi citesc punctele, scuzați. Da. Cine sunt eu? De unde vin? Care-i numele astral al părții mele subliminale? Al meu! Recuperarea părților de suflet, dacă sunt de recuperat. Cauza ezoterică a pilozității de care am vorbit, ovarelor polichistice, acnei și ce substanțe toxice am în organism. Dacă am avut sarcini eterice sau am fost răpită. Care este legătura karmică sau, de fapt, dacă am o legătură karmică cu părinții și fratele, și care, dacă părinții au avut legături karmice, o să vedem cât timp avem, da? Da. De ce greșesc, găsesc greu un loc de muncă care nu durează și de ce nu se leagă nicio relație serioasă cu un domn? Curățarea părții subliminale de implanturi, clone, dacă sunt, FDL, eliberarea karmelor. Da, vreau să scrie anulare. Da. Da, anularea karmelor, stringurilor, legăturilor și a contractelor de reîncarnare, ruperea și arderea tuturor contractelor, ruperea matrițelor, ruperea legăturilor cu toate neamurile, curățarea mentalului, a părții emoționale, a fricilor, curățarea tuturor imixtiunilor, inclusiv a informațiilor transmise de la părinți, curățarea planului financiar, canalul abundenței. Deci mi-a adus o mătușă, nu-i zic numele, da? Da. Sutien, până la 12 ani, când nici sân nu aveam încă, și fustă cadou de ziua mea, după 14 ani, și le-a luat înapoi. Aha. Asta e magie neagră, vă da. Spun fără hipnoză. Da. Feminitatea, exact. Da. De ce au ars lucrurile din casă? Dacă sunt cauze ezoterice, acum 2 ani am renovat complet casa părinților și am dus tot ce era în casă, afară, în solar. În după amiaza zilei respective, în jurul orei 16 au ars. Deci lucrurile din solar, Gabriela, da? Da, deci tot ce era în casă, am rămas fără nimic, numai cu pereții din casă. Dar ele toate erau duse, depozitate în acel solar, da? Da. Bine. Eu am fost avertizată printr-un gând în dimineața zilei, pe la ora 9, dar l-am ignorat, crezând că este un gând negativ, neadevărat. A ars tot, dar toate actele au fost arse doar pe margine. Deci au scăpat actele. Nu, curățarea casei părinților. Tu unde locuiești? Nu locuiești cu părinți? Momentan da, pentru că la mine în casă am numai bagaje și trebuie renovată garsoniera. Mm-hmm. Da, foarte bine atunci. Bun. Deci tu locuiești acum cu părinții? Da, da. Ok, și să curățăm casa aceasta unde locuiești tu. De când au construit-o, înainte să o tencuiască, găseau ouă pe la coame și mizerii aruncate în curte, vecina bătrână din spatele casei cerea des împrumut ouă, ulei, zahăr și nu le mai aducea înapoi. Sâmbăta trecută, făcând curat în casa, am găsit excremente de șoarec în canapea și fotolile din sufragerie, fără însă a găsi și în alte locuri din casă alte excremente, dar nici șoarecul. Cu îngeri mulți, mama simte pași în casă și curent rece în spate. Păienjenii și gândaci și în garsoniera solicitantei. Care este misiunea mea? Ce sfaturi îmi dă partea subliminală? Încotro să mă îndrept și să mă învețe cum să-mi fac protecția. Protecția o înveți tu, ți-o faci de pe grup, da? Gabriela. Așa. Mă te auzi mai încet, trebuie să vorbești un pic mai tare. Doresc să intru în cohimnoz. Mulțumesc mult, dau acord de publicare. Asta este. Începem inducția. Vezi cum se aude. Ea mai vorbește ceva. Am auzit? Da. Da, dacă vorbești un pic mai tare, nu încet, te auzim. Da, așa cum ai vorbit acum. Ha, dau drumul, adică suntem în înregistrare. Încep inducția. Simți cum corpul tău se îngreunează din ce în ce
mai mult cu fiecare respirație a ta și cu fiecare cuvânt al meu. Simți cum picioarele tale se îngreunează și simți cum această îngreunare urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează abdomenul se îngreunează pieptul tău este greu mâinile sunt greu capul greu. Din acest moment, Gabriela, vei auzi din afara ta doar vocea și vocea Cristinei. De asemenea, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Gabrielei. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Gabriela, mergi la o amintire. 1. 2. Hei! Gabriela? Da. Ai mers la o amintire? Ai mers la o amintire? Nu mi-apare nimic. Nu apare nimic. Ce ți apare, Gabriela? Ce vezi dincolo de pleape? Nu o să văd nimic. Asta înseamnă că vezi negru? În acel negru nu sunt punctișoare, măcar așa ca vârfurile de ac, aurii, nu vezi nimic? Sau numai la ochii drepte, vorbam. Bagă mâinile în acel întuneric și sfâșie, ca și cum ai sfâșia o pânză, cu curaj, sunt lângă tine. Da, așa, ușor încearcă să te adaptezi cu lumina, să o percepi cum trebuie. Am așa o frică. Ai o frică? Da, o frică în piept, așa o agitare. Hai să o adunăm, să o aruncăm afară, că nu-ți trebuie, da? O adun cu mâinile energetice. Percepi sau te uiți unde este localizată, o arunci în fața ta și o arzi pe loc. Acea frică nu ți aparține, ți este indusă. Nu este a ta. Ai făcut? Gabriela? Da, da. Ai scos-o? Scos-o, dar parcă nu s-a adus. Nu-i nimic, o să mai scoatem. Da. Ai ars-o? Da. Ok. Mai departe, ce vezi?
tot așa. Vreau și să merg la Vlamin ceva. Ce vrei? Nu reușesc să ajung la Vlamintire. A, nu reușesc. Nu-i nimica, nu te forța. Poți să... Da. Scuze, poți să-ți percepi mintea, Gabriela? Deci noi vorbim cu mintea Gabrielei. Eu o să număr până la 3, 1, 2, 3 și vreau să vorbesc cu partea ta subliminală. Mintea să se dea la o parte. Da, parcă am simțit că ceva a făcut un pas înapoi. Uite-te, te rog, la minte și vezi unde este localizată frica. Dacă are ca un bulb, ca o rădăcină, smulge-o și trântește-o de pământ și arde-o pe loc. Se pare așa în partea dreaptă a capului. Așa, ia-o de acolo. Probabil este un implant. Ne ocupăm imediat. Eleonora? Ok. Scuze. Gabriela, rămâi. Deci ai scos această frică din partea dreaptă a capului? Da. Dă cu ea de pământ? Au ieșit scântei. Bravo. Așa. Acum rămâi un pic, așa, și vorbesc cu Cristina. Cristina? Da. Te-ai conectat telepatic cu partea subliminală a Gabrielei? Da, desigur, am și identificat-o înainte. Așa, de deci am identificat, da? Așa, acum o să-i cer voie ei și să lucrăm cu ea și pentru ea, da? Da. Când am intrat în... de-am căutat-o pe Gabriela, da? Am văzut deasupra locului, spațiului unde ea stă o față, o față ca unui om pe jumătate ars, da? Da. A cărui piele, să spunem, este încrețită și plină de cicatrici. Da. Era o entitate mare, da, cu capul cumva țuguia, să spunem, cu un sistem de piele cu țepi la spate, ca cele șopârle, știi, care au un guler cu țepi, da, cumva, așa. Și... mi-a arătat cu mâna dreaptă, 4 degete, 3 și 1 opozabil, făcea mișcări așa circular, simetrice și mi-a arătat spre o movilă de ceva căreia și spunea că trebuie să ia foc. Deci este o șopârlă piromană asta. Ah. E acolo, cum să spun... nu interferează numai pe Gabriela în sine, ci este acasă cumva. Așa mă face impresia. Gabriela, tu ai perceput ceva? Șopârla asta de care ne vorbește Cristina? Nu, dar simt așa că parcă ceapa e foarte caldă, mă prinde ceapa. Puneți un geam energetic, da? Adică dacă te ajută, pune-te într-o structură energetică, pătrată sau dreptunghiulară, un cub sau un cilindru, orice dorești tu, din energia ta cea mai densă. Acolo în cilindrul tău nu pătrunde absolut nimic și iese numai ce dorești tu în afară, inclusiv gândurile tale sunt în siguranță. Ok. Ai făcut? Ok. Hai să vedem mai departe, Cristina. Păi, Gabriela, să-i spună acestei șopârle să treacă în față, nu? Să o vedem. Da. Și să-și arate adevărata formă. Nu prea vrea. Nu, tu îi spui categoric, nu te rogi de ea. Deci îi spui... Da. Da, este în sfera ta și aici se întâmplă ce dorești tu. Tu faci scenariu. E așa, mieroasă, alunecoasă, se unduiește, nu vrea. Spune-i să execute ceea ce îi spui. Să treacă în față și să îngheață-o până la, îngheață-o, până la gât. Da, a venit așa, silită. Bun, și acum... să vin. Înghețată până la gât, cum este în structură, așa o ungi cu un strat de 2 degete de ulei și unul de miere. Că e unduiasă și alunecoasă, da? Deci îi place așa, așa fă-o. Da.
Ok, și îngheață. Ai înghețat-o? Da, este înghețată. Uh-huh. Ok. Hai să vedem mai departe, Cristina. O luăm pe asta la întrebări sau ne uităm mai departe? Nu, la... nu. O să-i fac Gabrielei o oglindă mare. Așa. Foarte frumoasă, foarte clară. Așa, și eu sprijin, eu pun în față și vreau să se descrie, să se observe. Vezi oglinda, Gabriela? Da. Așa, te uiți în ea. Și încep de la cap în jos, de la picioare în sus, de unde vrei tu, te observi bucățică cu bucățică, în oglindă. Și ne spui ce vezi. Nu reușesc să mă văd așa în oglindă. Cum? Pune intenție. Pune intenție, spune vreau să mă văd. Să se lumineze. Acum o să spună Cristina să se lumineze, mă vedeam așa, ca o structură luminoasă, mă vedeam. Uh-huh. Și acum cum te vezi? Tot așa, sclipitoare luminoasă. Da, nu-i nimic. Da. Pune din nou intenție să se clarifice imaginea. Nu întotdeauna se vede clar uh-huh. în astral. Uneori sunt niște umbre care întrepătrund și trebuie să te silești să știi ce înseamnă, da? Bun, atunci dacă nu poți să percepi așa, haide să începem o analiză. Dacă da. Tu simți că ești în conexiune cu ceva și unde? Sau dacă vezi? Hai să începem cu problema cu ochiul care te deranja și te-a durut de la început. Este acolo un implant? Sau dacă este ceva, dacă percepi, simți, vezi ceva, descrie. Nu fac ceva, văd, nu reușesc să percep ceva. Uh-huh. Dar ce vezi? Vezi o umbră? Vezi ceva în zona ochiului? Încearcă să te uiți la tine și să vezi unde ai pete negre de întuneric pe corpul tău energetic. Iar a intrat mintea Eleonora. Uh-huh. Uh-huh. Spune-i minții, ia mintea și dă-o frumos, încet, într-o parte, Gabriela. Vreau să o dau, dar ea nu vrea să plece. Nu mai spune să facă dialog cu mintea. Îi numeri și îi cer partea subliminală. Bine. Brusc, fără să știe. Acum uh-huh. deja a auzit mintea uh-huh. și pe poziție. Adică da, hai mai stăm un pic. Văd corp mental că deja s-a pus în fața celorlalte structuri, știi, ca o barieră. Și uh-huh. s-a făcut opac cumva, știi? Uh-huh. Îl mângâi ca să-și revină, înțelegi? Da. Deci are în inima energetică, este un implant acolo, ca o tobă, da? Da? Dar ca o tobă, ca și cum ar fi cusută ca mocasinii pe margini. Este da. Cusută cu energie, adică partea subliminală a refuzat cumva acest implant și atunci au forțat-o prin această cusătură energetică să aibă. Deci este de mărimea fundului unui borcan de 800 de grame. Da. Cam așa este de mare, da. În partea de jos se adună, ca și cum ar fi un săculeț întors invers. Așa și ducem plexul solar. Uh-huh. E, din plexul solar arată ca o plantă de decor, de interior, din acelea cu frunze mari, lucioase, așa, dar întoarse invers, știi, cu fundul în sus. Da. Frunza principală, să spunem, trunchiul, practic, eșafodajul acestei plante se duce până în chakra 1, până în abdomen. De la ombilic, imediat de sub ombilic, un deget mai jos de ombilic, se lasă patru ramuri, patru frunze, să spunem. Două sunt prinse de rinichi, două de ovare. Da. Este plină de nanoroboți, să știi. Da. Adică
Aceste ovare polichistice sunt, de fapt, în cer care apar acolo, în fiecare chistuleț a acestui ovar există un embrion eteric de-al lor mort, Da. pe care ea a refuzat să-l clocească, cum ar veni Da. să-l însuflețească, să-l nască, înțelegi? Îi spun Gabriele acum să-și facă o energie magnetică în palme care să capteze toată această multitudine de nanoroboți. Știi cum sunt stolurile acelea de păsări când bate vântul și pleacă spre Da. țările calde? Calde. Așa, deci așa se produce spre palmele ei. Deci îi În, atrage, da, îi da, scoate. da, curenți, da. Sunt foarte mulți, mai mari, mai mici. Arată, de fapt, ca niște puncte magnetice. Ca și cum te-ai juca, știi, cu pilitură de fier pe sub hârtie și miști magnetul și pilitura aceea se ridică în picioare și capătă forme, știi? Exact așa, un fenomen similar se întâmplă. Pentru că sunt și într-o energie cenușii, alburie, de un alb murdar, ea a trebuit să facă, deci să construiască un gen de, ca și cum are și fumul dintr-un coș, știi, spre partea de jos, cumva în dreapta jos, ca un burlan, știi, Da. pe care evacuează. Da. Ies și din sâni, din părțile laterale Da. ale sânilor, da? Spre zona axilară, adică. Da. Și acum de aici, din gât. Și parcă a eliminat și o ființă odată cu asta. Din gât? Da, o ființă foarte mică și pocită. Deci, începând de la gât până undeva pe la abdomen, nu s-a văzut până acum din cauza energiilor Da. și a nanoroboților, știi? Ia să o să vedem dacă este cumva o formă gând, o structură foarte puternică sau este o Ființă, entitate. da. Da. I-am spus deocamdată să nu mai ardă până se elimine acea ființă. Da. Să o blocheze cumva, ca și cum ar fi un cuptor de, nu un cuptor, un creuze din acela mare de turnătorie. Să toarne tot acolo. Creuzetul să fie transparent. În spatele ei este o ființă longilină. Deci cu față, cum se desenează acele caricaturi de extraterestri, de extraterestri, da? Are în jur de 2 metri și jumătate, are o rochie albă strânsă cu o centură aurie pe talie. Sunt foarte diafane veșmintele ei. Labele sunt urâte, sunt verzi, da? Și mâinile, iarăși, încearcă să le mascheze culoarea. Nu vorbește, mișcă gura și înclină capul așa, când în stânga, când în dreapta și face gesturi ca și cum ar implora. Ar implora-o pe partea subliminală să înceteze, știi, cu scoaterea acestor nano și a nano energiilor, pentru că devine din ce în ce mai slabă pe măsură ce Curăță. Gabriela le elimină, da? La început era mai puternic și se micșorează ca statură și îi spun Gabriele să o scoată în față. Deja ceea ce este acolo în acea zisă roche veșmânt seamănă a cadavru mumificat. Atât este de slabă. Deci și fața Adică ei s-a entitatea întărit. s-a făcut ca un cadavru, zici. Da, entitatea, da, în Da. veșmânt acolo. Da. Iar veșmântul în sine este ca și cum ai pune un fier încinștit pe un fier de călcat, da? Pe Da. o rochie dintr-un material pretențios, știi? Și s-a încărețit Da, tot. aia de... Da.
Deci țipă mut, da? Țipă mut, entitatea. Da, țipă mut, a strâns pumnii și i s-a retras pielea de aici, de pe maxilar, de pe față, și lasă la iveală un șir dublu de dinți în maxilarul superior. Mai are de pe mâini de scos, da, de la umeri. Are implant și acolo. Deci este un implant în trigemen, cum am spus eu. Este da, băgat prin partea din spate. Undeva unde ar fi colțul plămânului drept este da, fixat. Are un punct în umăr, așa, și unul unde este talia, jumătate, talia propriu da. zis. A scos? Da. Știi, când l-a tras, are o, ca o bilă, ca un gen de ventuză, știi, și stă în picioare ca o piramidă, dar nu are o formă regulată de piramidă. Seamănă, înțelegi? O construcție. Adică da, nu are laturile egale, este cumva dezaxată ca formă geometrică. Deci partea dreaptă, la partea dreaptă structurile erau lărgite ca și cum ar fi fost o fantă de la o cutie poștală în care era introdus un plic. Deci o structură aproape 2D. Da. Deci îmi apar holograme transparente în care sunt mai multe feluri de ființe Da. care s-au băgat între structuri. Da. Toate sunt legate de uscăciunea aceea. Ah. Da. Deci, până la urmă, este o hologramă de tip maică care a devenit așa. Eu am văzut-o Aha. în începutul sesiunii. Deci entitatea din spate Da. este o hologramă tip maică. Așa își pusese o Își hologramă, pusese, da. Dar este o ființă în sine. Bun, ia să o vedem pe Gabriela, cea mai perceput din toate astea. Da. Gabriela, ce ai perceput din tot ce ne-a descris Cristina? Când a început să scoată nanoroboții, mi se încălziseră brațele foarte tare. Da. Wow. După aceea, acum simt așa ca un cui în omoplatul ăsta drept. Așa. Este loc, da, este locul unde a fost implantul, da? Tu cu energia ta pe dinăuntru te duci direct acolo cu o minge de energie luminoasă și o pui acolo. Ca Prepar. Să se, da. Făcut? Da. Ce simți acum după ce ai pus energia ta, ai reparat? Căldură. Așa, și mai te înțeapă? Nu. Ok. Uită-te la entitatea aia din fața ta care a pus-o Cristina, de s-a boțit. O vezi? E tot așa, e înghețată, dar e siderată așa, că nu poate să facă nimic. Ar vrea să facă ceva, dar nu poate. Ok. Așa întreb cum o cheamă. Întreabă. Am întrebat, dar nu vrea să-mi răspundă mie. Gabriela, deschideți câmpurile de comunicare cu toată lumea, inclusiv cu entitățile. De comunicare atât, nu alte câmpuri, da? Deci undeva în căpșorul tău există un buton eteric, ca la radio, întoarce-l la maxim. Din momentul ăsta poți să comunici mental cu entitățile, indiferent de limba în care se exprimă ele. Uite, dacă vrei, o ajut, Cristina, număr? Da. Uite, eu număr de la 1 la 3, la 3 al meu, tu asculți, poți să auzi ceea ce spun entitățile. 1, 2, 3! Acum întreabă pe entitatea asta, cum o cheamă? Tot nu reușesc. Ok. Hai să mergem mai departe.
Cristina și vedem ce se mai întâmplă cu Da. Gabriela. Vreau da? Să perceapă în partea de jos dacă, deci, toate acele probleme care le are de la talie în jos, așa, de ce ființa a fost legată, pentru că nu este vorba numai de ființa asta. Dacă este legătură cu chestia, cu structurele care intră, ies între structurile ei, cu acele holograme în gheață, cum ar veni, sau dacă este o altă entitate să perceapă și unde a existat o legătură groasă, unde se uneau cordoanele. Întotdeauna există un loc unde se îmbină toate cordoanele, mănunchi și ceva apapă. Da, pleacă. La plexul solar. Așa. Care acum, practic, îmi dă ca un nod în stomac. Ia cu mâna energetică, deci rupe acel, scoate acel tub, înțelegi, cu mâna dreaptă, iar cu mâna stângă, îți bagi mâna înăuntru structurilor tale și cauți lumină și duci lumină în zona aceea, dispersezi. Ai făcut? Da, se simt așa ca o eliberare, ca o ușurare. Dar cordonul ăla, te-ai uitat să vezi unde ducea mai departe? Tu te pe linia cordonului, în afara ta, vezi? Sau înăuntru, unde o fi? Vezi unde duce cordonul, unde se oprește? Nu, nu-l văd. Văd că se duce undeva departe, dar e negru. E navă acolo, este o navă. Pe această navă este o ființă mare, da? Deci, ca cea pe care am găsit-o în casă, deci nu e întâmplător, da? Da. Pare a fi un comandant, da? Tot așa are țepi, este reptilian. Da. Așa are un gen de tunică strălucitoare până la glezne în partea din spate, în partea din față este mai scurtă, similar cumva unui frag, dar nu seamănă cu un frag. Așa, și are o față foarte arogantă și le vorbește celorlalți doi și gesticulează, știi? Celorlalți doi care, Cristina? Păi mai la... A, mai e el cu doi. Mai are este doi. El cu doi ajutori, care sunt, sunt grei ajutorii, nu sunt grei. Am înțeles. Așa. Păi, da. Zi tu. Să le aducem pe ăștia înapoi, da. Aici? Da. Spune-le, Gabriela, să vină de acolo, să coboare și să pună în fața ta reptilianul și cei doi grei. Au venit? Au venit, dar pe cei doi nu prea-i percep, nu prea-i văd. Se maschează de asta, se ascund. Suflă-le așa, pe palmă energie și fă totul transparent. Și această energie, odată suflată spre ei, blochează și într-o pară energetică, ca un bec, da? Ei văd, aud, pot răspunde, se pot mișca înăuntru, dar nu pot trece dincolo de bariera pe care tu ai pus-o. Ai făcut? Da, dar ei se întorc cu spatele, ăștia doi. Ea întreabă, supărați? Supărați că i-a lăsat fără popică de Crăciun? Ea întreabă. Anulă. Eu așa din cap, dar tot cu spatele. Spune de ce? Da. Spune-le că nici nu-i bagi în seamă, că ea sluge executante, sunt bionici, spune, așa spune. Spune că tu ai de discutat cu țeposul. Ia întreabă-l pe țepos, e moș Crăciun? A început să râdă, că îl iau la mișto. Așa și trebuie, pentru că și ei ne fac viața patină, anulăm. Întreabă-l cât, dacă am luat energie numai de la tine cu ocazia acestor sărbători și a pregătirilor lor, sau dacă mai ia și de la alții. Râde așa, ca și cum stă în glumeață, ca și cum ce fraieră sunt. O să vedem noi mai încolo, spune-i. Da? Ți-a răspuns? Te l-a întrebat?
Ești prin râsul ăsta, eu înțeleg că da, e o râs din asta ca și cum... Sarcastic. Eleonora, eu mă pregătesc, iar canalizez entitatea, da. Iar Gabriela vorbește cu entitatea de mine, pentru că ăsta e arogant și nu ne răspunde. Deci să întrebe Gabriela, să-l întrebe? Deci o să poartă cu mine dialog, da. Eu canalizez entitatea. Ok. Și tu ajuns, bineînțeles. Da. Bine. La trei al meu, Cristina, lași pe ăsta să vorbească. Dar cum îl cheamă? Las că îl întrebă. Lași entitatea să vorbească. Unu, doi, trei! Domnul comandant? Da. Fo, ce sobru ești! Gradul meu implică o anume seriozitate. Mhm. Pe care ea nu o păstrează. Nu o păstrează, Gabriela? Nu, nimic, va fi penalizată. De ce nu păstrează? De ce nu e serioasă, Gabriela? Ce a făcut? Ce ți-a făcut? Astea nu sunt întrebări. Gabriela? Da? Întreabă-l pe domnul comandant cum îl cheamă. Zulax. Zulax te cheamă? Da. Domnul Sunt Zulax. Comandantul flotei B3. Da. Are în componență 16 grupuri de nave. Da. Foarte mare flota asta. Nu este foarte mare. Dar este foarte eficientă. Da? Și cu ce vă ocupați? Adică, care e treaba voastră pe aici? Un milion de kilojoule de energie. Da? Wow, e puternică. Aveți nevoie de atâta energie ca să funcționați, da? Atâta presupunem că adunăm. Uh-huh. Deci, să spunem că este... Cum este planul cincinal al vostru? Uh-huh. Am înțeles. Deci, energia asta, ia spune-ne și nouă, de la câte părți subliminale o adunați? În jur de 12.000, fetițe. Oh, 12.000 de părți subliminale vă furnizează acest 1.000.000 de kilojuli. Da. Mm-hmm. Și acum, cu sărbătoarea asta, acum. Cum ați avut recolta? Acum. Acum au furnizat, da? Da. De la cel mai mic până la cel mai mare. Da, adică de toți cei care au participat, cu moșul, cu copilașii, nu? Care energie e mai bună pe care o culegeți? De unde e mai? Care e mai? Copii. Copii, da? Da, uh-huh. Copii. Bună. Uh-huh. Înțeleg. De la Gabriela? Ai cules și de la ea? Da, că e naivă ca un copil și ea e bună. E la fel de bună, da? Da, curată. Uh-huh. Nu trece prin energia sexuală, curată. Uh-huh. Da, de ce cu energia sexuală? Că și energia sexuală vă ajută, vă trebuie și asta. Nu aici și nu acum. Am înțeles. Nu astea, între astea nu. Nu energie. Ok. Care este scopul vostru? Deci cu atâta nave, 16 grupuri de nave, toată creația. Flota asta. Creăm creația. Creați, da? Ce creați? Care e creația voastră? Adică proiectul vostru? Lumi, planete. Mm-hmm. Ce fel de lumi și planete? Minunate. Mm-hmm. Nu mai rostesc cuvântul ăsta, mă doare când îl spun. Înțeles. Și minunate, minunate. Păi, dar nu, tu l-ai spus. Nu mai spun, nu-l vreau, nu... Nu-l vrei, ok. Explică-mi, dă-mi și mie atunci, vorbește-mi cum arată o lume din asta, o planetă. Cum arată o planetă pe care o creați? Cea mai recentă, să zicem, planetă. Ca asta de pe care stăm acum. Ca asta, ca Terra? Da. Și are vegetație, are da, tot? Da, case, da, orașe, animale. Munți. Nu așa înalți, dar munți. Animale sunt? Da. Oameni?
Insecte, multe insecte, ne plac insectele. Ah, deci cu multe Insectele. insecte. Care e rasa predominantă pe planeta asta? Gen de cărăbuși. Am înțeles. Oameni? N-aveți? Da. Umanoizi? Avem un fel de oameni cu aripi în spate. Oh. Nu poate să zboare. Am înțeles. Și ce fac? Ce atribute au oamenii ăștia? Ce rol au în creația asta? Trăiesc în scorburi și peșteri. Așa. Vor să-i imitez zborul vostru al sufletelor și Am să întâlnească cu voi prin astra, să vă păcălească. înțeles. Dar pe ei ce-i animă? Forța, ce forță-i animă? Atâta energie și atâtea persoane. Am înțeles. Cum se mișcă ei? Cine îi mișcă? Îi pune în mișcare pe oamenii ăștia cu aripi? Uite, Gabriel îl pune pe ei. Am înțeles. Ăștia care i-am găsit în structurile astea sunt de ăștia de-ai tăi de pe planeta asta? Este de fapt unul singur, dar schimbăm forma ca partea ei să nu se prindă, să elimine. Ca să nu mai știe care și cum sunt și care e bun și care e rău. Și uite așa o zăpăcim și nu se mai știe, numai cu... Am probleme cu slăbănoaga aia. Care slăbănă? Aia, ce slăbănoaga aia. Aia de s-a făcut ca s-a boțit? Aia încurcă. Aia vă încurcă? Păi aia nu ești în proiect cu ea? Nu e în proiect cu tine? Da, nu e în proiect cu mine, dar trebuie să... Șopâr la aia? Nu șopâr la slăbănoaga. Slăbănoaga, muiere. Muiere aia care este acolo de s-a boțit. Nu e șopur la aia. Nu e șopur la aia? Ah, nu știu. De ce spui șopur la aia? Era, nu știu. Reptiliană. A, e reptiliană? Și nu e reptiliană. Nu e reptiliană. Este, dar ce este? Ce rasă e asta de acolo? Macuda din casă e reptiliană. Am înțeles. Și asta slăbănoaga? Ce? Asta e cu biserica, ce numiți voi că ființe de lumină falsă. Păi, da, solicitanta Gabriela a fost acolo, a făcut, a bătătorit dacă e așa dă o importanță tot timpul. Ne-am luptat la toată familia asta până în gâtul spăgat și ar putea să înceapă să nu-i mai dea ei. Păi da, dar au contracte, nu? Dai că s-o ia scos. Da, să i-a scos-o, nu? Că l-ați băgat în alte programe, da? Pătasul. Place Dușca. Dușca, Ok. De când ești ea, spunem, de când ești cu Gabriela? Întotdeauna. Întotdeauna? Adică de când a venit pe Terra? Să nu exagerăm. Nu mă dau așa de mare. Cu cine ești în colaborare? Alți șef comandanți? Cu cine mai colaborezi în proiectul ăsta? Cu Valhum, e șeful meu. Alhum? Valhum. Valhum e șeful tău, da? Surtă. Nu mă jigni, că nu te jignesc. Așa, și unde e Valhum acum? Eu nu spun că e surdă. Acolo. Spun că e surdă aici. Ascultă-mă. O să văd, eu îmi dau eu filtrul la o parte, da? Și nu o să mai fiu surdă. Eu știu de ce. Da? Da. De ce? Știi să-ți modulezi când intri. Am înțeles. Îți afectează urechea. Au percepția. N-are nimic, uite, o să mă modulez acum. Ia să vezi. Prima dată când intru, mă modulez. Nu trebuia să spun eu de asta ție. Păi, ai spus acum. Am spus așa că mergi la toare și tu să-mi spui ceva. Ce să spun? Păi, eu ți-am dat o informație, da, despre tine. Așa, eu oricum nu fac târg cu nimeni, cu entități. Deci, ai dat-o, te-ai făierit.
Băiat... Legea echilibrului te obligă să-mi dai și tu mie. Hai, mă, tu ce lege a echilibrului ai respectat în contract sau în legătura cu Gabriela? Ia spune. Ce lege a echilibrului? Uite, a echilibrului? Ce ai dat tu Gabrielei până acum? Că ea ți-a dat energie tu de... Nu, dacă tu nu dai o informație în schimb, eu pot să ți-o spun singur, pentru că asta este reversul. Am înțeles. Mi se... Era să zic eu un cuvânt. Deci nu mă sperie nimic Oricui din ce spui ai tu. Vrut să Informația care ai dat-o s-a dus deja în conștiință. Așa că te-ai fraierit, te-ai fraierit. Să fii sănătos. Hai să vedem valcum ăsta. Până la o anume valoare, am și eu acces la conștiință, dacă vreau ști lucrurile. Ai la aia, la acașa, nu? Bineînțeles, ești în Matrix, fetițo. Am înțeles și... Eu o să vă arăt ceva acum. Ia, eu o să vă arăt cum stau puțitele astea ciorchine, o să vă arăt. Care ciorchine? Îți spuneți că noi ceilalți Cinematrix-ul, uh-huh. ele, slăbănoaga. Slăbănoaga asta? Ciorchine. Dar tu nu mi-ai spus ce rasă este slăbănoaga asta, că văd că ești supărat rău, te enervează rău, astea vă încurcă treburile. Noi între noi spunem gâzează. Gzaz? Da. Voi le spuneți ființe de lumină. Falsă. Uh-huh. Deci asta este slăbănoaga și astea vă încurcă. Da. Păi de ce nu ți-ai stabilit harta teritoriului? Clopot. Știi că partea subliminală câteodată dejoacă planul, da? Uh-huh. Adică tu o trimiți acolo pe Terra, o pești prin furtun și să se ducă la încarnare acolo, uh-huh. iar uh-huh. și să face surprize, da? Să aliază cu dușmanul tău. Am înțeles. Nu știam că sunteți dușmani cu fedeleurile. A, nici prieteni nu suntem, da? Că uneori vă găsim în colaborări. Da. Păi, și atunci ce faci? Spui, te plângi? Ce te plângi și faci fanfarada asta acum, spui că sunteți dușmani? Toți o apă și un pământ. Anulez. Hai! Am aflat ce am aflat. Mă lași cu Cristina, da? La trei al meu ieși. Trei! Cristina? Da. Hai că asta... Foarte arogant. Da, și... L-am sugurmat un pic. Nu s-a plâns prea tare. Avea nervi pe guzuma asta, cum îi zice la fedele. Da. I-a stricat treburile pe aici, nu-l lasă. Eu zic așa, ca Gabriela să-i bage pe amândoi într-un portal. Așa. Nu într-un portal, într-o structură. Da? Uh-huh. Și să deschidă geamul dintre ei. Ia, Gabriela, să vedem. Ce se întâmplă? Bagi slăbănoaga, fedeleu, bagi structura, bagi slăbănoaga și îl bagi pe Zulax. Împreună sau separat? Împreună. Inițial le faci compartimente și apoi desfaci geamul dintre ei. Faci un geam, da. Vine mai ușor așa. Uh-huh. Inițial, Zulax ăsta a fost un pic frică, dar după aceea ești așa cumva cu pieptul înainte către slăbănoagă. Mm. Dar ea parcă tot mică rămâne așa, parcă tot nu reușește să-l anihileze, cum ar veni. Mm-hmm. Nu reușește să se stabilizeze ea, da. Ca formă, deci pierde foarte multă energie. Uh-huh. Ăsta mai are, că ăsta papă de la multă lume. Mulți, știi? 12.000. Pe lângă... Ia, Gabriela, ia taie toate legăturile cu toată lumea, că e în sfera ta energetică. Deci acum e o foarfecă, știu, o coasă, și le tai la ambii legăturile cu orice mai au. Îi lași fără energie, da? Da. Acum mai fă-le două, trei structuri în jurul lor, ca și cum i-ai pune într-un miez magnetic al unei bombe, dacă ai văzut vreodată, da? A făcut așa mișcă, că a fost un balon care s-a desumflat. Așa, foarte bine. Este timpul să trecem la treabă, da? Da.
Până așa, să iasă afară din toate structurile mele, toate implanturile care nu îmi aparțin și sunt nebenefice. Plexul solar, așa m-a luat o durere. Așa, uite-te ce a ieșit totuși, dacă poți. Spune într-un mod blând care nu mă afectează. Ai văzut? Plexul solar. Cum? S-a mai calmat plexul solar, dar ea a stat acolo, parcă. Ia tu, mai bine faci din lumina ta, din inima energetică, iei lumina cea mai înaltă pe care o crești. De acolo o faci o minge mare în exterior până a ieșit în conturul tău, da? Din conturul tău, din corpul tău. Și vezi ce iese acum. Ce a ieșit? Ce ești afară? Am împins lumina asta. Să face, nu știu. Unde? Așa. Care parcă zici că ar vrea să intre înapoi. Păi nu intre pentru că tu ai lumina, ai sfera de lumină de vibrație foarte înaltă. Cea mai înaltă vibrație a ta. Deci nu mai poate să intre înapoi. Da, se simte așa că parcă o arde, parcă este fum. Uh-huh. Este o entitate sau o energie? E o energie. Așa, arde-o. Cu lumină din... glanda pineală din ochii, proiecția ochilor fizici cu... Da, din... așa. Așa. Gata, nu-ți mai trebuie energia aceea. Okay. Bun, este timpul să trecem la treburi serioase. Mm-hmm. Cere contractele la maimuțoaiele astea din miezul bombei. Deci lui Zulax și las la bănoagă. Da. Am vrut să le cer contracte, n-au vrut și mi s-a pus așa un nod în gât, dar cumva sub duș, așa. Ia bagă mâna energetică și scoate afară ce e aia acolo, ia vezi. Ține în palmă, ca și cum ai examina o insectă. E așa, ca un pitic. Are viață? Da. Pune, deci are spirit și minte sau ce are? Ce conține? Nu-mi dau seama, cred că pe amândouă. Mm. Esență ca noi este? Are suflet, adică? Asta nu-mi dau seama, el așa pare să fie ca noi, dar nu știu dacă are suflet. Întreabă-l dacă e lumină din lumină, ia întreabă-l. A început să râdă, sarcastic așa. Mai întreabă-l. Încă o dată, de trei ori întreabă. Ești lumină din lumină? Pură? S-a speriat. Da? E întreabă ce căuta în gâtul tău, timp în care îl prinzi cu ambele palme, cu una de cap, cu una de picioare, și îl răsucești. Picioarele într-un sens, capul în celălalt sens. Ca și cum ești... Deci îl faci tirbușon. Da, a zis că a fost trimis. De cine? Cine? Zulax ăsta. Ia lui Zulax. Da. Da, a defazat, știi cum l-a trimis? A defazat acest moment înainte de a se întâmpla. Deci Zulax se joacă cu liniile, cu liniile temporale, domnul, da? Uh-huh. E cazul să dea contractul imediat, Zulax, Chris. Gabriela. Da. Foarte ferm îi comanzi contractul. Să ți-l pună în față. Cu el în dinți să stea. A venit așa cu o carte mare, scufoasă, ca și cum ar fi dexul nostru așa de mare. Da. Istoria literaturii române, de la origini până în prezent, mai degrabă. Da. Așa e de mare, mai mare. Da. Ok. Cântărește cum cu această carte, Gabriela, cu energia ta și vezi dacă este tot contractul, dacă e complet. Din orice timp, spațiu sau loc, pe orice da. Linie temporală, adevărată sau moartă. Da. El a trântit așa, de a ieși și praf, zice...
Ce crezi, ceva de genul ăsta, la cât de mare ești, la cât de greu e. Bun. Acum, Gabriela, în stânga ta, deci faci un cilindru energetic, da? Un cilindru energetic care dintr-o... Ai văzut de unde poți să iei să construiești aici, da? Este un loc ca o apă așa, gleioasă, da? De acolo ieși și faci forme. Este energie cu care noi construim să ne consumăm pe a noastră, da? Faci un recipient energetic ca și cum ar fi un depozit de vin, să spunem. Că n-am cu ce face altă comparație. Din acelea de inox, din acelea mari, da? Îi faci să ardă așa pe dinăuntru. Pe dinăuntru pune un pic de... Tapetează-l cu energia ta și fă să ardă. Ca și cum are și flăcări, da? Da. Bun. Comandă-i lui Zulac să spun acolo toată energia care ți-a furat-o, pe lângă contract. Iar contractul ține-l, împinge-l în fața ta să nu mai ajungă la el. Spune repejor că nu avem timp de pierdut. Nu se duce, tot aduce, saci, plin, saci, ca la Moș Crăciun. Tu examinează contractul în... Între timp. Și el să aducă sacii acolo, să-i stivuiască, da? Tu uite-te dacă contractul e complet. Pune, întreabă-ți conștiința, întreabă și vezi ce răspuns îți vine. Se pare că parcă totuși nu și nu e numai de la el. Nu contează. El a avut ce a avut el. Arde-l. Arde contractul. Arde-l așa cum este, că oricum mergem până la începuturi. A terminat de adus energia. Fă un robinet în partea de jos, da? Și pune la robinet un filtru din cea mai pură energia ta. Și îmbracă-te cu ea, mănâncă, bea, îmbracă-te, refă structurile. Energia ta și-ți trebuie. Din tăl până în creștet îți trebuie. Până se golește rezervorul, da? Da. Ai făcut? Da. Ok, da. Acum hai să cerem contractul cu ce face Coana Slăbănoaga. Se ascunde, se copilează. Da, foarte contractul, bine. Spune-i. Rapid, no. Că n-avem. Las-o acolo înțepenită. Da? Gabriela, mă iei de mâna mea. Deci tu cu mâna dreaptă mă apuci de mâna mea stângă acum, da? Și uite, o luăm și pe Eleonora. Așa. O plimbăm azi cu fedeleu. Așa. Deci eu o apuc și pe ea, da? Mergem toate trei ca elele, așa, anulez. Da. Așa. Mergem la momentul când tu ai încheiat contract cu această ființă, da? Tu cu trebuie Zulac? Nu, cu Slăbănoaga. Cu Slăbănoaga, cu fedeleu. Da. Trebuie să-ți amintești, să cauți în cutia memorilor tale momentul când ea a început să... Da, a venit și a încheiat contractul. Pentru că chiar dacă ți era dată karmatic, până nu face un contract voit cu tine, ea nu poate să acționeze. Eu am percepția că nu-i din viața asta. Nu reușesc să văd mai bine de când e. Deci, percepe-o, ea este o ființă de lumină, ele sunt efemere, da? Odată scoasă afară de aici, de la tine, ea nu poate să mai vină înapoi. Poate să vină ceva similar cu ea, da? Iar ele numai pe o viață au contract. Deci nu te lăsa impresionat de ceea ce îți transmite ea, da? Fă-o tu, caută în memoria ta. Locul acela unde ai căutat sunt informațiile ei. Dă-le la o parte, ca și cum ai scutura, ai trece peste un câmp de flori uscate. Înțelegi? Le scuturi semințele, pistilele. Percepe, puneți făți în palma ta dreaptă energetică deasupra memoriilor tale o inimă pulsând, da? În momentul când vei atinge acea amintire care trebuie, îți va ieși inima din palmă și se va lipi de ea. Ia să vedem. Am impresia așa că la botez. Așa. Bun. Deci, ne întoarcem în momentul când tu erai pe cale să fii botezată, da? Trebuie să te vezi micuț acum, cum erai atunci. Dar te uiți din afară, nu dinăuntru corpului, da?
Tu ești observator și te uiți la tine, da? Parcă plângeam mult, așa. Cum? Plângeam mult. Plângeai mult și ce se întâmplă? Deci vezi de afară, relatezi, te uiți ca la... ceva, ce vezi din... ce, tu ești în afară. Plângi mult, ce se întâmplă? Mai departe. Adică uită-te în jurul tău. Spune-mi ce vezi. Nu reușesc să vă mai mult atât. Haideți să spune, uite ce văd. Deci este ca un sul uriaș undeva la 6-7 metri deasupra locului unde este micuță, da? Așa, care tot înfășoară și desfășoară. Niște, seamănă auroră boreală luminile astea, știi? Da. Deci, cum să spun, ca și cum caută prototipul de ființă ideală dintre, din colecția lor de fedeleuri, care îi se potrivește ei. Da. Deci, cum să spun, caută un loc ca să intre în matricea care au format-o, da? Uh-huh. Așa, uite, acum s-a găsit o potrivire. Da. Cum sunt zimții de la două roți din sate care se ating? Da. Și care așa, intră perfect. Da. S-a găsit. Gata, da, s-a găsit. Celelalte, așa a venit ăsta. Celelalte se retrag, știi? Uh-huh. Acum oprim scena și tu, Gabriela, spui cu hotărâre că tu nu ți-ai dat acordul la așa ceva și tu nu vrei să fii parazitată de această ființă. Să plece! Da. A plecat? Așa, cam supărată, cam abătută. Asta nu ne mai interesează. Da. Deci un șut în fund, mă scuzi, ca să pleci mai repede. Așa. Acum o să ne întoarcem așa, știu eu, cu un pic înainte, în momentul când plângeai. Spune de ce plâng copiii. De ce plâng copiii mici înainte de a fi botezați? Plâng că-i doare ceva, sunt speriați în astral? Ce răspuns îți vine? Și aveam așa impresia că parcă plângeam tot timpul, nu că numai că era vorba de dinainte de botez. Eram așa, parcă într-un plâns continuu. Da, de ce? Uite-te în jur și vezi de ce plângeai. Ce-ți crea, ce-ți făcea starea asta, te făcea să plângi? Mă văd doar singur, așa, nu văd pe nimeni, nu văd nimic în jur. N-are și să fiam, parcă... Parcă o izolau, înțelegi? Da, izolată, speriată, dezamăgită. Nu, nu putea să se conecteze cu celelalte, cu sufletele din prejurul ei, o blocau. Uh-huh. Pe unii sperie, pe alții blochează, știi, ca să se spună că, vai, ce ribotești, știi? Aha. Și să vină fedeleurile, înțelegi? Aici, uh-huh. aici am vrut să ajung, acum mergem înapoi, facem salturi, da? Vă iau de mână pe amândouă și sărim așa, ca iepurii. Țac, 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 și da. Bușim toate ușile în urma noastră. Și am ajuns iar aici. Uh-huh. Ok. Gabriela, acum cum te simți? Vreau să-mi spui. Mai ușurată. Cum te vezi? O lumină albicioasă, așa, parcă nu strălucitoare, lăptoasă, așa, parcă totuși... Ia uite-te în lumina aia, uite-te cu curaj în lumina, dar blochează. Să vină acea lumină să se lese deasupra ta. Uite-te până sus, ca și cum te-ai uitat printr-un ocean performant. Spune-mi, la capătul ei ce vezi? E dens, așa ca o ceață din aia, dens. Nu, nimic, ca o cureți. O cureți. Oceanul ăsta este performant. E ultimul răcnet. Da, în materie. Un punct așa mic, negru. Extinde-l, ca și cum te duci la un ecran, la un device, știi, pe care faci lucruri cu touchscreen. Asta se vede parcă tot universul, așa, tot universul cum se mișcă, așa, în mișcarea aia, parcă cu toate stelele astea mici, așa, da. Tot. Bun, bagă mâna în spatele ocheanului unde se termină cum ar veni, scoate această hologramă și trântește-o. Și uite-te din nou și spune... Ce vezi? Nu mă lasă. Spune-i, ba mă lași, spune cu hotărâre.
Spune, arată-ți fața. Ca să nu spun vreo trăznaie. Nu știu, ceva mare așa care râde. Știi cine e asta? Așa zisul Dumnezeu este. Ia întreabă, l-ai tu vreun drept ca să te numești Tatăl nostru și să vrei să domnești pentru noi și peste noi? Anulează. Râde așa și zice că da. Are, da? Și spune, e bine, spune așa, asupra mea nu mai ai niciun drept, ți le retrag pe toate. Spune, eu aparțin luminii divine, a sursei mame divine, care m-a construit ca esență, prin codul pozitiv al creației, spune. Tu deja te-ai întors de la lumină, spune. Nu te mai recunosc ca nimic. Ce zici? E parcă și râde și uimit așa de curajul. Uh-huh. Așa rămâi, curajoasă și trântești o ușă în cap. Apasă ochean dinspre tine, așa, la ochean, dinspre acolo. Tine în ochiul lui, așa. Pac! Parcă zici că a orbit așa, să treacă la ochi. Așa, foarte bine. Acum îți stai toate legăturile, absolut toate, cu ființa de lumină, cu toată lumea, taie-le. Taie toate legăturile de pe viața asta și din toate viețile pe care le vezi. Fă un dans ca un samurai. Fă-ți o sabie din aceea, așa, fă un dans în jurul propriei axe și taie tot și spune, sunt liberă de oricine și orice. Da. Recunoaște-ți partea ta eterică. Uite-te, înclină capul pe spate și uite-te la partea ta eterică, la spiritul tău și descrie-l, spune-mi cum îl simți, cum este. E ceva mare, puternic, așa. Întoarce-te și îmbrățișează-te. Luați și conștiința ca pe un copil între voi. Și alină-l la inimioara ta, la sânul tău. Alină conștiința. Îmbrățișați-vă. Ce simți? Nu, este plâng. Plângi dacă îți vine. Da. Eliberezi emoții prin plâns, nu-i bani. E bucurie, da? Simți o bucurie enormă. Da, dar pare că o plângeți tot. Da, pentru că este tot. Cum să spun? Deci, la părțile tale le-a lipsit una celelalte, înțelegi? Da. Deci fiecare era cumva despărțit de cealaltă, da? Și acum s-au regăsit. Acum te recunoști. Ești ceea ce ai fost de la început. Ți-ai schimbat și forma. Ești așa frumoasă. Ia uite-te la tine. Cum arăți acum? Descrie-te. Nu pot să vorbesc. Cum? Nu poți să vorbești? Nu. Bine, stai un pic așa și liniștește-te, da? Da. O să vorbesc eu cu Cristina, rămâi așa acum. Cristina. Este înaltă și blondă, da? Da. Iar aici, deci este o femeie frumoasă, tânără, înaltă și blondă. Iar aici are un fel de văl, știi, de peste păr, înțelegi, care se continuă ca peste gât, știi, și până la umeri. Da. Se pare că este un gen de protecție suplimentară a rasei ei. Aha, deci cu părul. Părul. Da. Da. Gabriela, de unde ești? De unde vii tu? De unde vii, zână frumoasă? Așa de undeva de departe. Cum se cheamă galaxia ta? Ea spune. Casiopeia. E din Casiopeia? Da, este casiopeană. Este genul acela de zână? Da, are o formă. Zeniș. Da. Da, este translucidă ca o zână, o avatar. Oricum este o lume, o civilizație foarte evoluată, da? Din ce dimensiune îți vine, Gabriela, că ești? Nu știu, văd așa oameni, am mult blonzi, liniștiți, foioși, care parcă multă liniște și pace. 18.
din 18, așa mi-a venit. Uh-huh. Deci, okay, nu-i problemă. Ăsta este avatar, nivel, da? Da. Da, avatar. Ca și nivel de conștiință, să spunem, da? Da. Așa. Hai să vedem de ce a plecat, de ce au plecat de acolo, Cristin. O lăsăm pe Gabriela. Lasă să răspundă și ea, da. Trebuie să-și perceapă dacă a existat vreo greșeală în ceea ce a făcut, știi, să nu o repete. Da. Deci numără să se adune, că a fost foarte emoționată. Și să vorbești cu PSO. Gabriela, eu număr de la 1 la 3, la 3 al meu, vorbesc cu partea ta subliminală, care este stabilizată, liniștită și în plenitudinea ei, da? 1, 2, 3! Partea subliminală a Gabrielei. Da. Unde ești acum? Deci eram, noi ajunsesem că suntem pe Casiopea. Ești acolo? Nu. Nu. Ești? Sunt așa, parcă plecată prin univers. Așa, și te oprești, uite, eu acum îi număr o dată, de la 1 la 3, și tu ești acolo de unde ai plecat. Deci în locul tău, în casa ta, unde te-ai simțit acasă, da? 1, 2, 3. Unde ești? Se pare așa că parcă am fost străpită, că n-am vrut să plec. Așa. Ei nu pot ajunge în nivelul 18. Deci ca tu să fii răpită, ori ai plecat undeva, cercetează-ți amintirile, așa cu blândețe. Da. Așa, ori ai plecat în vreo misiune, deci ai coborât până în nivelul 4. Da. Nu mi se arată clar. Uite-te la spirală, da? Eu te văd coborând într-o spirală, da? Coborând, oprindu-te parcă pe niște discuri, pe niște etaje, ai plecat să experimentezi, da? Ce ai plecat să înveți, Gabriela? Ce ai vrut să retrăiești să înveți? Primul gând mi-a prins iubire. Așa. Iubirea în diferite niveluri, formele, da? Prin care se poate manifesta iubirea, da? Uh-huh. Te văd aproape de Terra. Este prima ta experiență pe Terra? Intri în prima ta experiență pe Terra, parcă ai căzut din cer printr-un portal albastru, TV de galben, portocaliu și auriu. Foarte frumos. Printr-o pânză. Când cazi, ajungi în aer sau ajungi în apă? Când cazi. Când intri în nivelul vibratoriu al Terei, unde ajungi, în ce mediu? Descrie-l. Tot pe pământ, așa mă văd, în apă, nu mai. Cum te vezi? Dure, rătăcind. Cum te vezi? Rătăcind, așa mă văd. Rătăcind, dar ești o sferă, ești energie? Nu, mă văd în corpul uman. Da. Uh-huh. Și eu văd. Deja. Da, în timp ce cade, deja îi se formează lanțuri energetice la mâini și la picioare, știi? Exact acea imagine, nu o percepe ea, știi? Căzând într-un mediu dens, ca o plasmă. Uh-huh. Deci, cum să spun, gura, gaura, prin portal, prin care ea cade, nu este unul bun. S-a înșelat. Este o capcană. Când ești pe partea cealaltă, deci ești pe pământ, da? Tu te-ai uitat la tine din punct de vedere fizic, da? Uită-te din punct de vedere ezoteric și spune-mi ce ai. Mai ești întreagă cum ai fost înainte de a intra sau îți lipsește ceva? Sunt părțile despărțite? Ai implanturi sau lanțuri? Cine este în jurul tău? Nu reușesc să văd asta. Nu-mi dau seama. Bun, încet, ușor.
Inițial parcă este singură, da? Într-un loc, cum să spun, sunt petice de iarbă, dar pe aici pe acolo este arid, apoi sunt petice care sunt mai arse de soare, verde mai închis, un verde mai deschis, dar verde viu curat nu este nicăieri. Și parcă toată iarba asta este călcată în picioare, iar dacă te ridici cumva deasupra, poți vedea chipuri, cum sunt desenele de în lan. Este într-o rochie așa cu culori, cu moviu, cu roziu, dar pe deasupra are un fel de tocă, de haină albă, care este trecută peste gât și prinsă aici cu șireturi în părți întari. Are un păr blond cu tentă un pic de roșcat și îl bate vântul într-o parte. Suflă un vânt foarte arid. Ridică praf. Da. Ea a pus mâna stângă, știi, ca un cozoroc și a mijit ochii și încearcă să se uite. Cristina, ieșiți de aici, da? Te deranjează. Da, pur și simplu nu știe unde este. Da. Deci o Deci este lasă. deja într-un corp fizic, da? Da, a căzut prin portal cu corpul Da. acela A fizic. căzut prin portal. Numai că corpul cu care a venit structura, parcă la impactul cu nivelurile acelea pe care am încercat Da. să le descriu, s-a solidificat. Nu este chiar așa de dens, cum să spun. Mai energetic, este mai ușor decât a muritorilor de aici, știi? Dar este aproape la fel, da? Deci așa a venit. Și când ajunge Chris la primul consiliu care o încarnează, reîncarnare? Deci o lasă singură până ajunge într-o, bineînțeles, conexiunile sunt blocate, până ajunge într-o stare vecină cu nebunia, știi? Și atunci începe să vorbească, știi? Da. Deci încep să-i apară iluzii, tot felul de ființe, oare, știi, ca flash-uri, Da. holograme luminoase. O văd, încep să plângă, să aibă stări rele și atunci strigă la ei, arătați-vă, spune. Unde sunt, spune, într-un iad fără sfârșit, în unde nu se întâmplă nimic, arătați-vă, știi? Ei nu se arată pentru că încă le este frică de energia ei. Este ca scorpiană și ei pot face lucruri minunate. Este într-un nivel foarte înalt, știi? Parcă încă au rezerve. Și atunci fac niște construcții, ei fac 5 construcții. Arată ca niște gherete unde se plătesc taxele la autostrăzi, știi? Dar Da. sunt cumva rotunjite, iar deasupra un nor. În mijloc, în schimb, nu au geamuri, nu au nimic, sunt strălucitoare, sunt un fel de module spațiale, așa îmi vine. Iar în mijloc este crăpat, știi? E ca o fantă prin care ceva se uită, dar nu se arată ei, pentru că le este încă frică de ea. Așa cum le-a fost frică până la momentul actual, da, i-a fost frică de ea. Da. Ok, Chris. Este o Da. femelă mare aici, reptiliană, și spune, asta va fi a mea, spune. Deci, cum să spun, parcă se bagă în față în programul celorlalți 4. Cert este că tot ceea ce a experimentat Gabriela a fost blocat de programul cu reptiliana. Simt o gelozie feroce, sentimente de foarte joasă vibrație față de ființa care o avem și de la reptiliană. Deci simt un cumul de, ca și cum ar fi o descărcare electrică și fum, Față știi, din, de Gabriela? da, ca și cum reptiliana în momentul ăsta își face planul să o blocheze pentru totdeauna, să-i blocheze energia feminină, să o blocheze în toate felurile. Și tot ceea ce poate produce ca vlăstar această ființă în lumea noastră să fie prin Blocat. intermediul ei și blocat de ea, da. Dar de ce avea Chris? De ce era geloasă? Era geloasă pe Casiopen? Da. Ne? Ok. Chris, am văzut cine o bloca și toate astea. Hai să declarăm.
Să vedem, Gabriela, unde, înainte să plece, să coboare, să experimenteze iubirea, da, în planuri înainte joase. Să cadă prin acel portal, da, unde da. Desfăcută, întărită și înlănțuită, da? Da. Da. Acum, Gabriela, ne oprim în fața portalului. Da. Ești cu Cristina, da? Da. Eram și eu, mai sunt și eu, Cris, sau eu nu mai pe tine te-am lăsat de la Bine. PDL. Bine. Tu ești la bord. La eu butoane. Sunt la bord, așa. Da. Bravo. Deci sunteți acolo, Gabriela. Cristina ți-o să-ți spună ce ai de declarat și tu spui după aia, da? Da. Ha. Spune, din acest moment vreau să experimentez liberă după propriul meu plan de lumină. Anulez toate contractele făcute în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor. Adevărată sau falsă. Sparg toate matrițele care au fost create pentru interferarea mea, împreună cu planurile lor karmatice. Topesc toate matricele informaționale scrise cu coduri eronate și le reintroduc codurile originare de lumină. Purific sângele și plasma mea de orice semnătură energetică a oricărei substanțe toxice, terestră sau nu. Îmi adun toate esențele din toate timpurile, spațiile și locurile. Le purific și mi le alipesc la mine cea originară. Îmi adun tot ADN-ul din toate timpurile, spațiile sau locurile. Le purific, spiralele de ADN, bineînțeles, și mi le reintroduc. Elimin orice urmă de ADN străin și nebenefic pentru ființa mea. Gata? Da, este gata cu. Gata? Gabriela? Da? De mână cu Cristina, vă întoarceți aici acum. Cristina. Practic o ușă trecem, da? Da. Deschideți în urma ușa. Noastră este un foc violet. Așa arde acum foc violet închis în mijlocul. Este negru acelor încarnați, da? Bun, am ajuns, am trecut ușa, da? Suntem da. Aici de unde am pornit în prezent. Gabriela, câte vieți ai avut? Mi-a venit numărul 7. 7? Da. E ceva... fracție, Cristina. Gabriela, câte vieți ai avut în total pe Terra? Ce ai cu numărul 7? Ia vezi. Da. Uite-te în corpul mental. Ia scoate tu programele din corpul mental, pe toate. Autoprograme destructive și blocative, da? Ce te blochează. Programele entităților, toate le scoți afară, scoate tot. Și pe asta cu numărul 7 și ori 7, îl pui deoparte, că l-analizăm. Ăsta nu l-ars. Pe celelalte le ars pe loc. Scoate și toate emoțiile din corpul emoțional. Tot ce mai vezi pe acolo, scoate afară. Da. Ai grijă cu mintea, Eleonora. Uh-huh. Că mintea ți-a răspuns 7 și da, 8. Da, da. Păi imediat trebuie să acționez. Gabriela. Da. Eu număr de la 1 la 3, la 3 al meu, scoți mintea afară și o dai încet într-o parte. 1, 2, 3. Partea subliminală a Gabrielei? Da. Acum te întreb și ne spui prima cifră care îți vine. Câte vieți ai avut?
pe teren total. Repede. Nu știu să vă spun ca cifră, dar multe. Multe. Ok, Cristina, hai. Va ști să ne spui ca cifră. Iar te-ai băga minte, da? Da, se bagă minte. Gabriela, partea subliminală, câte vieți ai avut? Minte, nu discut cu tine. Eu sunt suflet, nu discut cu mintea. Mintea mea discută cu tine, minte. Gabriela, subliminală, suflete, răspunde. Nu văd așa ca cifră, dar... Dar nu trebuie să nu vezi. Trebuie să vezi. Trebuie să auzi, să simți informația. Nu mă să zic. Deci informațiile nu vin numai în mod vizual, da? Vin deci ele vin în, da, pe intuiție. Deci dacă... Primul gând care îți vine. Primul gând a fost așa, multe, foarte multe. Bine, Cris, hai să lăsăm mai... Un nume ne poți da? Numele spiritului tău. Întoarce-te, uită-te la el și... Întreabă-l cum îl cheamă pe spiritul tău divin. Care este adevăratul tău nume? N-ajunge informație. Cred că a obosit. Da, a obosit. E mult, Cristi, deci, și da. Timpul. Hai să-mi repede să... 123. De vieți. 1, 2, 3. Era foarte, da, simplu. Da? După aceea, nume? Se poate reda? Dahlea. Dahlea? Dalea. Dalea, să citești. Da. Ah, ok. Cristina, hai să vedem. Deci a curățat, uite-te încă o dată dacă a curățat corpul emoțional și corpul este mental. Este zonă de gradul 4 din zona OOS. Da. Ok. Hai să vedem acum ce avem, mai aveam la puncte, deci problemele de sănătate, am văzut cu pilozitatea, cu erau mulți ăia ce au fost. Da, pilozitatea era hibridul din ea. Aha. Da, deci era hibridul reptilian pe care l-a avut, adică faptul că era... Deci vreau să se uite repede, deci i s-a dat fusta și bluza dacă era... reptiliana în legătură cu mătușa ei și ce s-a întâmplat când ne-a îmbrăcat. Fuguța. Da. Eu am văzut deja. Deci văd... legătură cu mătușa, dar simți blocaj când... Deci o văd pe mătușă venind la tine, înțelegi? O, are o ființă similară cu cea din casă și cu cea care te bloca pe tine, da? Tot o țepoasă de asta, da? Da. Și efectiv intră în ea, întinde când le îmbracă aici, știi, la sân. Așa cam de un lat de palmă mare, este o înconjură o bandă de energie, așa și în partea de jos, știi? Parcă face ca un corsaj în momentul ăsta. Și într-adevăr este blocată puterea de procreere, da? Adică este programul karmatic propriu-zis pe viața asta, iar ăsta este punctul când se declanșează prin această faptă. Bun. Ok. Dacă sunt legături karmatice cu părinții? Dacă a avut legături? Te vezi în alte vieți, Gabriela? Cu părțile subliminale ale părinților tăi de astăzi? Parcă doar cu mama, cu tata nu. Ok. De ce găsești greu? Ia uite-te, de ce răspuns îți vine? De ce găsești greu de lucru? Chiar dacă tu dai tot ce poți. Tot din cauza unui blocaj pus. A fost asta? Da. Mai acum mătușa. Deci au, hai să vedem, am văzut de fapt, am văzut de ce au ars lucrurile. Era piromana de aia, da? Dar vrea să iardă pe ei, dar i-am împiedicat. Nu slăbănoaga. Nu, piromana de șopârlă. Șopârla piromană de la început, acasei. Da, acasei, da. Macuda. Da, Macuda, da. Sigur că da. Păi deci ei au vrut să ardă tot și casa în sine. Dar i-am împiedicat slăbănoaga, fedeleul. Da. Da. Și cam asta este. Nu știu dacă mai e ceva ca puncte.
de analizat. Dacă ar putea să are, cum să zic, ar putea, ia uite-te, Gabriela, ce meserie sau ce ți s-ar potrivi, simți că ți s-ar potrivi să faci cel mai bine? Conform aptitudinilor părții tale subliminal, de acolo din Casiopea. Nu știu, eu ca structura așa din Casiopea mă văd că atingeam oamenii și se vindecau. Da. Valuri de energie din... Deci nu numai din palme, de la cot. Valuri de energie văd. Deci numai cât mișcă mâinile energetice, se formează vortexuri adevărate, valuri. Ok. Și mai sunt probleme cu șoareci, excremente și cu ăștia, păienjenii, și în casa părintească și în casa solicitante. Ce vezi? Vezi o cauză ezoterică, Gabriela? Nu reușesc să o văd. Bine. Da, eu văd. Ce e, Cristina? Deci o văd pe... urâta aia, țepoasă, da. Ca și cum ar ține în mână animalul, șobolanul, da? Dar nu este un șobolan adevărat. Cum să spun? Este imită o ființă, da? Este o ființă bionică. Parcă vine că și așa ei sunt cumva bionici și nu sunt. Și de asta testele pe cobai care sunt, n-au niciun efect. Ok. Pe... Așa. Cristina, deci este curățată? Gabriela, mai are ceva să curețe? Da, să-și curețe. La ea nu mai are să-și curețe. Casa. Mai are un fir din inima energetică. Parcă este o amintire pe care nu o lasă să plece, da? Deci o amintire dureroasă. Cum să spun? Este parcă legat de fiorul primei iubiri a ei, dezamăgirea. Faptul că s-a descurajat apoi, a emis sentimente care, pe baza cărora interferatorii au făcut programe prin care ea n-a mai avut curajul să facă primul pas, să se dezlănțuie, înțelegi? N-a mai într-o fost. Relație, să accepte. Da. Scoate firul ăla afară, Gabriela. Să primească și e ca un dop la cadă, știi, când trage. Da. Adică gâlgâie și iese ultima energie neagră din ea și se umple de auriu acum, într-adevăr, peste tot. Da. Ok. Hai să mergem la casă. Casa părinților, Gabriela. Și s-o cureți. Deci o văd că ținem, cum să spun, ca un registru așa pe brațe și scrie un tipar de reguli. Aha. Așa, și face un fel de acvariu uriaș. Ea este într-un acvariu uriaș și fiecare dintre părinții ei în câte unul, cum ar veni, da? Adică este de acord să conviețuiască deocamdată aici, dar în acvariul ei ele nu vor putea pătrunde, pentru că deja a pus propriile reguli. Da. Hai să curețe casa. Păi a curățat-o prin așa? Prin eliminarea? Da. Bine, ne întoarcem aici acum și mergem pe canalul Abundenței Benefice. Toată lumea. Fiecare, Gabriela, pe tubul ei. Parcă tot blocat de o entitate era și la ea asta. Da? Cum să spun, era un... ca o vidră, așa, în două picioare. Dar cu moacă de conțopist, cu ochelari și cu un registru, ca și cum îi ținea o evidență a bucuriilor, cam așa îmi vine, a succeselor, a bucuriilor. Tu intri, Gabriela, așa, cu energia ta, așa cum este acum, înaltă, te duci, treci peste conțopist, îl dizolvi. Cine o fi nu el? Nu, dar era înăuntru, că n-are la ce poartă. Da, unde era? Ca și cum încerca de la o parte. Treci. Mi spune că este omul timpului, da? Da? Deci Gabriela, ca ființă terestră, este
foarte legat, obsedat. Este cazul să mai iasă din programele temporale. Adică să nu se uite tot timpul, că vai, a trecut atâta, vai. Sau este, nu știu, tot, da, programeze este, totul, da, cu, da, data, da, de, cu ziua de, cu făcut, cu dres. Da? Da. Hai, Gabriela, a intrat pe canalul, da, Abundenței Benefice? Da. Cum e acolo? Ce simți? Mă simt așa, bine. Ca și cum ar fi în elementul meu. Bine. Te duci până sus și te întorci. Te umpli cu această energie de bine, bucurii. Ești o meduză, da? Când te duci, ești îngustă și aluneci. Când vii înapoi, te umpli. Ca parașut. Pac! Ai căzut. Gata. Ok. Cristina, deci... Acum trebuie să ne curățăm și noi. Rămâi așa, Gabriela. Da. Și acum ne curățăm și noi, Cristina. Ne despărțim părțile eterice. Anulăm toate înțelegerile. Tăiem toate cordoanele dintre noi și cu toate entitățile. Da. Și ne curățăm. Gata. Gata și eu. Acum, Gabriela și Cristina, încep detensionarea, da? Și intrarea în corp. Te deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide ochii, Gabriela, deschide ochii.